arată vacanțele cu copiii. David de mată de la un an. A fost la not încă de mic, de la primele luni, practic, l-am dus la not. Și suntem foarte fericiți că am luat decizia asta, pentru că acum nu am nicio emoție. Bineînțeles, îl supraveghem, nu e ok să-l lași la 6 ani, e totul singur. În mare, n-are voie singur, decât trebuie să ne anunțe înainte dacă vrea să intre unul din noi. Iar la piscină, îl rugăm să nu intre acolo unde piscina depășește totuși nivelul umorului mai mult. Este responsabil, mergem cu el pe topogane, seara picăm la fel de lați ca și copii. E o vacanță activă, dar în același timp foarte benefică pentru energia familiei. Stabiliți un buget de la început sau îl suplimentați în funcție de dorințele copiilor? Mai având în vedere că mergem la All Inclusive, nu mai ai ce buget să te stabilești. Bugetul stabilim noi, eu cu mama lor. Da, pe acolo nu prea ai ce să cuperi, nici n-ai de ce. Mergem într-o vacanță în care nu mai sunt niciun bani în buzunar, îi dai pe toți înainte. Și mă amuză că ei mereu zic, o, n-am cheltuit niciun bani în vacanța asta. Stai, știți că am cheltuit noi înainte. Spune-mi cât de romantic este Orhei și care e ultima surpriză pe care i-ai pregătit-o Ramonei? Wow! Nu știu, ultima surpriză. Am văzut că îi plac gesturile mărunte și dese, adică îi plac serviciile. Ia, limbajul iubirii ei este despre serviciile, adică să mă duc să fac nu știu ce, să o ajut să meargă nu știu unde, să o las undeva, să se întoarce, să... Aia serviciile contează cel mai mult și, bineînțeles, atenția și cuvintele frumoase. Dar așa, surprize, wow, ce-și imaginează lumea, o vacanță, nu știu unde, nu am fost niciodată genul ăsta. Poate un film undeva, noi doi, sau să mergem, uite, da, am luat-o pe soția mea anul ăsta și am plecat amândoi, 3 zile fără copii, așa, fără să o anunț. Undeva în țară, dar am vrut să stăm doar noi doi și la munte. Și ne place foarte mult la munte, vrem să mai mergem la munte, dar nu avem când. Weekendurile sunt ocupate. Na, ea, eu am evenimente, ea în timpul săptămânii nu poate și atunci rămânem noi la final. Ultima întrebare, după experiența Survivor, te mai lasă să pleci de acasă? E, ca și glumă dacă mă lasă să plec de acasă, că eu am programul meu, ea are programul ei. Suntem totuși recunoscători că suntem flexibili din punctul ăsta de vedere și avem joburi, muncim ce ne place și muncim cu pasiune și avem și timp liber pentru copii, în primul rând, că noi mai găsim noi așa o seară romantică după 12 noaptea, după ce adorm copii. Dar suntem din ce în ce mai atenți la cum să le oferim copiilor opțiunile de care au ei nevoie ca să evolueze.